Salut! Fujifilm 5612 este unul dintre obiectivele cu adevărat speciale. De-a lungul timpului au mai existat obiective cu diafragma f1.2, însă sunt destul de puține și în general nu foarte sharp. Fujifilm a reușit cu acest obiectiv să se rupă de concurență, oferind un obiectiv nu foarte mare și foarte sharp direct de la diafragma maximă de f1.2. E drept că e gândit pentru crop. Fujifilm 56 a avut așa de mult succes printre utilizatorii Fuji, încât compania a decis la câteva luni de la lansare să pluseze și au făcut varianta APD. Aceasta are în construcție un filtru de apodizare și datorită acestuia bocheul obținut este unul și mai plăcut. Dar să revenim, Fujifilm 56 de mm, foarte potrivit pentru portrete, de unde și focala mai ciudată, 56. Dacă o multiplicăm cu factorul de crop de 1,5, rezultă 84 de mm, adică exact o focală standard pentru portrete. Însă datorită contrastului foarte bun și a felului spectaculos în care redă subiectele tridimensionale, ar fi și păcat să fie folosit doar la portret. Singurul gen fotografic la care aș spune că nu e recomandat ar fi fotografie de acțiune, deoarece focalizarea este puțin mai lentă. Foarte important de știut că la versiunea APD se pierde focalizarea cu senzorii de face detect, deci va fi puțin mai lent folosit pe focalizare continuă. Un alt lucru ce trebuie menționat este că varianta APD este și puțin mai întunecată. Acest lucru este și menționat pe inelul de diafragmă. Indiferent pentru care din cele două variante veți opta, vă asigur că veți primi un obiectiv construit ireproșabil și cu o calitate optică fără precedent. Dar nu trebuie să vă încredeți pe mine. Vă aștept în showroom-ul nostru unde puteți testa ambele versiuni.